Salut și bine m-am regăsit la un nou episod de Clash Royale, o nouă serie, hai să spunem, pentru că va fi o nouă serie, o nouă serie superbă. Dar totuși, cred că ar fi mai ok să facă asta un pic mai mare, nu credeți? You know what, cred că doar o să-i dau un reset size și las așa și ok, las așa că văd băieții, după dacă îi rezolvăm. Nu-mi ce că am apăsat pe butonul de battle, nu. Astăzi revenim cu o nouă serie de Clash Royale, cu o serie care în care noi vom lua totul de la zero, cu un cont nou, să vedem cât de departe putem să ajungem. Avem prințul aici, frate. Ia, dar se schimbă în 20 de minute și nu fac eu banii aia până atunci. Ca să ne facem un cont, să vedem cât de bine putem să ne descurcăm și cât de mult putem să urcăm, cum vom face cu legendarele, cu epicele, cu coroanele, cu toate chestiile astea. Deocamdată vreau să văd cum ne vom descurca. Se pare că prima mea epică este Baby Dragonul și mi-a picat și mie goblinii, pe care am să-i folosesc în locul acestui Fireball, pentru că în momentul de față nu prea mă interesează Fireball-ul. Și cu ce aș vrea să încep să maxez, după părerea mea, ar fi bomberul. Aș vrea să maxez bomberul și am să-l fac level 2 pentru moment. Și ăștia fiind ieftini, o să-i maxez și pe ei. Pentru că de ce să nu le fac level, având în vedere că sunt niște cărți destul de ieftine. Și cred că aș putea să pregătesc și săgețile, încă o dată, de ce nu, săgeți level 3, frate. Hai să-i dăm drumul cu un match, pentru că n-am mai jucat de extraordinar de mult timp, frate. Hai, dau și mai tare un pic. Data trecută am crezut că o să se audă prea tare și aparent nu s-a auzit deloc. Deci e un jucător experimentat, o să joc cu jucători care efectiv, probabil, ori poate fi și ei ca mine. I'm not saying that you might... No, this is bad. This is bad, man. This is bad. Hai, bătă-l. Bătii pe aia, bă. Nu, nu, ok, ok, mi-a dat fireball, ok. Ok, am nevoie de goblin. I need the goblins to protect me. Bun, deci eu, jucător experimentat, ar trebui să joc împotriva unor jucători neexperimentați care de-abia au intrat în joc pentru prima dată în viața lor. Și primul pare că știe cât de cât ce face, nu e mare jucător sau ceva, dar știe cât de cât ce face. Deja i-am dat push pentru o stea. Ok, încercăm pe partea dreaptă să-i dăm și turnul ăla jos, pentru că totuși este o strategie bună. Vedem câte stele putem să le facem, cum putem să-i batem pe ăștia, dacă știu atât de bine jocul precum cred eu. Eu cred că știu destul de bine. Trage și tu acolo, Knight-ule, fiindcă nu vreau să-mi dea tipul ăsta turnul meu jos. O să folosim goblinii pentru a se duce acolo în viteză, pentru că sunt destul de rapid și poate să dea niște damage. Bine, cred că trebuia să-i pun, da, sigur trebuia să-i pun în spate, nu știu ce am făcut. Da, e clar, tipul nu știe să joace. Ok, deci atunci o să ne ducem all-in pentru... iertare, pentru 3 coroane. Și nu uitați să faceți să apăsați butonul de like dacă mai vreți episodul în continuare din seria asta. E bine, totuși, da, tipul e mort. Dar trebuie să fac chestia asta, trebuie să fac game capture ăsta să... E mai mare, totuși. E mai mare. That's it, bro. Yeah. Și mișcat un pic, uite. Cam așa, cred că e mai ok așa, nu? Eu cred că e mai ok pentru voi așa, pentru că vedeți și voi totul. Cred că e mult mai ok așa. Bun, hai să vedem ce am găsit. Deci avem 3 coroane, n-am găsit nimic. Ce putem să găsesc? Da, am făcut și level 2. Se pare că am făcut level 2, ceea ce este foarte, foarte tare. Și ce s-a întâmplat că n-am înțeles? Mi-mi pare ceva nou, dar n-am nimic nou. Eu sunt o sărăcie. Da, n-am nimic nou. Ok, battle. Hai să vedem dacă putem să facem crown chest în episodul ăsta. Ok, putem să-l facem. De-aia vreau să joc numai la 3 stele pentru a face... Opa, așa. Pentru a face și noi crown chest-ul ca niște băieți ce suntem. Numai prin lumina, pentru că mi-e absolut indiferent dacă prin lumina sau nu. Sincer, sunt absolutamente la fel. Se vede absolut la fel, cu lumină sau fără. Bun, și am o tactică, fiți atenți. Facem așa. Și pe ăsta mare în față. Oh my god, a pus bomber. You fucking put a bomber down there, bitch. Mamă, m-a spart și prost. Fii atent, de nu fi ăsta mare jucător, de mă sparge. Da, deocamdată nu cred. Oh, l-a pus bine. Ba, l-a pus bine, bă. Mamă, m-a spart aici. Ok, hai să vedem cu goblinii noștri cum putem să-l ținem la distanță. Să sperăm că nu va ajunge pe turn. Da, nu cred că sunt. LOL. Ok, deci se pare că ne bazăm pe Baby Dragon, care a făcut o treabă foarte, foarte bună. Și tipul e bun. Îmi atrage tupe. Deci se pare că jucăm cu un nou smurf. Ăsta este un smurf, exact ca și mine. Deci tipul ăsta este un smurf. Deci este un match mai greu ăsta, dar eu cred că pot să-l bag pe tipul ăsta, pentru că n-am probleme din astea. Și decui rend, adică decui e ceva gen care știe mai bine să joace, ăla câștigă, știi, pentru că decurile sunt absolut la fel. Deci nothing to complain about that. Deci decurile sunt ok, ok.
Hai, al meu, amândoi o să facă treabă, deci ok. Aia pe partea aia văd că s-au descurcat. Knight-ul o să moare muschetarul foarte, foarte bine. Pe partea de aia n-am ca să fac nimic. Deci pe partea aia nu sunt speriat, pentru că aș putea să dau niște săgeți în caz de orice pregătit. Eu am săgețile pregătite, dar nu cred că va face nimica. Cred că, da, nu o să puteți da nicio lovitură. Bun, 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 bun. Asta nu-i bine, că n-am ce să-i pun. Ok, de fapt chiar am pus bine. Nu, bro, de ce? De ce ai făcut asta, you fucking piece of shit? Of shit. Hai, bomberule, sparge-le pe alea două. Aia e, tati. Da, nicio șansă, mi-a dat fucking fireball. Na, e clar. Nu știu, pare genul de jucător care este zmărăv, dar de pe arena mai mică, nu-i de pe arenele 8, 9, pe acolo puneți eu. Da, e ok, nu mă deranjează. Bun, hai acum să vedem cu dublu elixir cum ne vom descurca, pentru că deja am început un push puternic și tipul ar trebui să nu aibă destul de multe cărți deja, eu așa cred. O să punem și arcașele în partea asta și acum avem nevoie de goblini acolo pentru... Nu, fucking bomber, bro! Don't do that to me, bro. Ok, hai că avem Knight-ul în față ca să protejeze. Și mai punem un muschetar și asta cred că este push-ul. Da, e push-ul final. Nu știu ce să zic dacă știa să joace mai bine. Nu știu ce să zic. Păream un smurf, părea că știe ce face. Părea că știe ce face. Dar se pare că până la urmă l-am bătut, i-am dat 3 crown. Pentru că asta și vreau să fac, vreau să iau și eu crown chest-ul pe episodul ăsta dacă se poate. Deci mai trebuie două winuri, unul de 3 crown-uri, unul dintre winuri. Deci o să dăm încă un battle, hai să vedem. Și poate intre și noi arena 2, dar nu cred, nu știu câte trofee este, cred că 200 sau ceva de genul. Dar e ok. Vedem. Hai să vedem cum ne descurcăm. Muschetărița din spate. Muschetărița. Hai băi, o luăm prin dreapta și facem un push. Simt eu că o să fie un push puternic ăsta. Păcat că nu am altă. E bună epica mea, da? Prințul, dacă aveam, deja era easy peasy lemon squeezy. Oh, not bad, bro. Not bad idea. Nu-i rău. Nu cred că știe ce este baby dragon. O să-i zic good luck. Arrogant, ceva de gen. Un pic arrogant. Ok, se pare că m-am descurcat bine acolo cu, pe partea aia. Hai să oprim Knight-ul ăsta pentru că dă foarte mult. Nu-mi place chestia. Și hai să vă învăț o schemă pe care o folosește lumea la arenele foarte mari. Împingi ăsta, mă rog, mă, și uite, mi-a dat erau. E bună, merge de obicei tactica, dar cât să dea ăsta câteva bucăți și ok. Hai să punem un muschetar pentru a-i da damage, pentru că n-am ce altceva să fac și să pun șarcașele, dar pe partea opusă. Doar să-i dăm damage cât mai mult, să moară cât mai repede, pentru că altă posibilitate pur și simplu nu avem. Și acum o să mai avem o posibilitate de a pune și un baby dragon, ce, ba nu. Nu mă grăbesc, nu pun baby dragonul pentru că vreau să construiesc un push de 3 crown-uri. Nu trebuie să uit chestia asta, deci o să pornim cu un giant. Bun, bun, bun. No, baby. De ce îmi face asta, bă? Ok. Se pare că am salvat o arcașă. Nu! Așa, arcașul. Bun, totuși am salvat-o. Oh my god, bomberul ăla îmi dă bine. Da, e groasă treaba. Nu prea merge. Mi-a dat urât. Arunc o bombă măcar acolo să știu că moare bomberul ăla de la o lovitură. Nu știu cum ce să fac el. Sunt cu eu și să pună. A, pus muschetar. Ok. Dacă vrei să joci dur, doi pot juca jocul acesta. Atunci cred că vom face, uite așa, cu muschetarul meu. Bun, muschetarul vs muschetar, dar muschetarul meu este acolo. Dar muschetarul lui avea level 2 și aproape l-a bătut pe al meu. Deci cred că vom face asta. Plecăm pe un push, băieți, pentru că altă posibilitate pur și simplu nu avem. Trebuie să salvez totuși mai multe elixiri, pentru că tipul chiar joacă. Ăsta joacă mai bine decât ăla. Deci Nacho James joacă mult mai bine. Eu cred că ăștia totuși te cataloghează pe tine după un an, după cum joci. Cred că fac chestia asta pentru că n-au cum să mă dea pe mine cu un jucător care să joace atât de bine din al treilea meci. Asta ar fi prea fucking random, știi? Și eu zic că ei te cataloghează. S-o crezi tu, frate, niciodată? Hello? Cât de prost mă crezi? Chiar crezi că mă bați cu un fucking fireball? Bine, aș vrea 3 crown, știi? Oh my god, asta nu e bine. That's not good. Ok. Ok. Nu! Nu, și-a dat retarget, bă! Nu-ți da, bă, retarget! De ce? Aici al meu e level 2, ok. Și, bă, bomberule, bă! Hai, mă, bomberule! Ok, bomberule. You chose that way. You chose that path. Bun, încercăm cu un nou push, nu știu. Ăsta puteți să punem gigantul să protejeze acolo. Și o să pușez. Deci eu trebuie să pușez în continuare. Cred că pot să fac asta. Ok, o să luăm cu bomborul pe partea aia. Și o să vreau archeri.
Ok, pentru că totuși avem un semi-tank. Tipul mă bate, fiți atenți. Mă bate că nu prea mi-a păsat de partea aia și am fost prost pentru chestia asta. Dar pe partea aia totuși eu am dat bine. Și acum dacă îmi dă un fireball sunt mort, nu-i așa? Nu-i așa? Că e așa? Nu, frate! Oh, ce mă enervează tipul ăsta, că are prințul și... Prințul egal over OP. Ești prost? Ok, ok. Tipul se va duce all-in. Ceea ce îmi dă sper... Nu, no, nu-mi dă nicio speranță. Hai. Nu, no, nu cred, nu cred. Și noi de asta pe King Tower sub nicio formă. Și tocmai am pierdut primul meci. Tipul ăsta a jucat bine. Tipul ăsta este un smurf, dude. Este un smurf. Un fucking smurf. Bă, oricum mai aveam nevoie de o coroană. Orice ar fi fost. Deci dacă vreau crown chest-ul și... Oricum mai tăiați mai jocul meci, practic. Răceala fundului. Iar eu sunt obligat mai să mă duc la școală. Thank you, mom. Hate you, sometimes. Ok, glumesc. Dar tipul... era clar că e smurf. Ok? Don't mess around with me. Era clar că e smurf. De fapt, știți ce vreau eu? Scarmy. Cu Scarmy, mamă. Cu toate că bomberul îmi dădea counter super i. Uite. That's what I'm talking about. Mai dai decât un ăsta care vede că ți-ai făcut. De fapt, e ok pentru că eu îi dau counter puțin. M-a spart. Oh, te-am pisici. Ok, giant push. Ba, picior. Nu se mai poate. Să crezi tu că mă pușezi tu pe mine? Tu știi cum mă cheamă pe mine? Numele meu este Alex Alvarez, bro, ok? Bun, dacă am murit ăla, cel mai fericit sunt, frate. Pentru că goblina și ăștia mei mici sunt preferații mei, bro. Și acum o să vină și un bomber din spate pentru a mă asigura un push puternic. Hai, ăla-i tati. Atâta mi-a trebuit. Aaaa, nu a pus iar Scarmy, v-am zis, Scarmy. Skeleton fucking army, bro. Deal with it. Se dă mai rău, din păcate, pentru că m-ar fi bătut rău de tot acolo. Mi-ar fi dat un joc și eu vreau să-i dau 3 stele ăsta, 3 crown. Nu mă joc cu ăsta. Nu, ăsta 3 crown, bro. Cred că o să aștept pe el să pușeze. Nu o să mai fac eu greșeala de a pușea, pentru că dacă pot pleca pe un counter push, am șanse mult mai mari de a câștiga. Ok? So we're gonna be counter push. Nu, cred că ai și Scarmy. Ai și de la bă. Băi, ești sănătos la cap. What the fuck? Dude, you're crazy. Bun, bateți prințul ăla măcar. No. Ba da, bateți prințul. Bateți măcar prințul, bateți ceva și voi. Că nimic n-ați bătut să... No, m-a bătut tipul. N-am ce să-i fac, mă bate. O să-i dau bomber în spate, că n-am ce. Măcar să mă apere bomberul cât poate și el. Că oricum îmi dă mult damage. N-am, mamă, cât stanci avea acolo, frate. Deci, tipul ăsta are prea multe epice și eu n-am cărți pentru a-l bate. Adică oricât vreau, n-am cărți, e nebun. Mamă. Ok, încercăm iar. Ok, eu trebuie să pușez, e clar. Nu pot să-i dau counter push tipului ăsta. Deci e pur și simplu mult prea puternic. Se pare că e totul... Oh, ok. Night-ul, dude. Ok, am câștigat. L-am făcut, practic, a greșit că a venit prea puternic pe mine. De ce? Am ăsta așa. Bă, a venit prea puternic pe mine și... Da, mă rog. Hai să vedem. O să deschidem... Nu pot să deschidem gold chest-ul. Dar o deschidem crown chest-ul. Hai să vedem și nouă ce ne va pica. 141 gold, destul de puțin, dar este ok. La arena asta, ce să vreau și eu. Un muschetar, putem să facem muschetarul level 2, ceea ce e bine. Goblin hot, nice. Și archer mulți, ceea ce înseamnă că putem ridica archerul pe care oricum îl voi folosi. Deci goblin hot-ul, o carte pe care pur și simplu nu va lipsi. Nu va lipsi Goblin Hat-ul din deck în momentul de față, pentru că după părerea mea este o carte foarte, foarte bună cu care pot bate mulți oameni. Dar vreau să dau upgrade muschetarului, pentru că este un muschetar foarte puternic și aș vrea Goblin Hat-ul să-l pun în locul lui. Nu, de fapt el e bun. În locul cui să pun eu Goblin Hat-ul? In whose place should I put the goblin hat. mă rog. Asta bună de înșarcașere. Totuși, level 3. Aproape level 4. Foarte bine. Dar goblin hat-ul. Nu știu, băieți, cum să facem. Nu mă gândesc, te rog frumos. Nu știu. Deci, am nevoie de giant pentru puș. Dar totuși, dacă stau să mă gândesc în locul giant-ului, ar trebui să vină goblin hat-ul. Neșa? Bă, pot să încerci un deck nou, pentru că totuși am ăsta. Da. Pot încerca un deck nou, hai, mă risc. Da, hai un last match, nu de altă, dar vreau să
jocând de ăsta nou. Hai, vreau să joc cu deck-ul nou, să vedem dacă funcționează deck-ul cu Goblin Hut. Ei bine, noi vom folosi Goblin Hut-ul ceva de genul ăsta pentru a face defense. Vreau să fac defense cu el, să și vedem dacă poate, de fapt să vedem dacă poate să facă și defense. Și să folosim și niște arcașe în spate. Și tipul, oh my god, tipul e nebun. Tipul e nebun. E nebun, bro. Bun, hai să vedem. Bun, i-am blocat destul de bine acolo. Armata asta cu care mă ataca el. Oh, mi-a dat heroes. Nice, bro. Ok, acum e timpul meu să pușez. Și o să pușez cu un muschetar plus un baby dragon. Eu cred că este un push destul de puternic. Tipul deja mi-a dat un fireball. Ar trebui să nu mai aibă absolut deloc elixir. Probabil o să aibă cu ceva un mini P.E.K.K.A, cred. Sau scar. Mai bine. Dar totuși cu Skarmy, Skeleton Army, el tot nu poate să-mi blocheze mini impact dragonul meu. Deci cred că frate, tuse asta. Deci cred că oarecum e bun. E bun deck. E bun pentru că dar nu e bun de 3 crown. Dacă vrei 3 crown, nu e bun. Dacă vrei să faci 3 crown, nu e bun deck-ul absolutamente deloc. Deci o să trebuie să ne protejăm aici cu ăștia. O să trebuie să trag acolo aici. Bun, și să avem nevoie de orcaș acolo și acolo. Perfect. Hai că am split bine. Am mers destul de bine defense-ul ăsta. E nașpa că nu pot să dau 3 crown. 3 crown destul de easy cu deck-ul ăsta. Nu e un deck de 3 crown, dar e un deck ok. Cred că o să fac mai mult cu 3 crown pentru am luat mai multe crown chest-uri, upgrade-uri și chestii, știți voi ce zic. Bun, și să punem și un bomber pentru că o să facem un push. Trebuie push, din păcate, adică chiar e nevoie de push. Mamă, ce țărambă. Ok, o să facem asta. Ok, facem asta, bun. Și din spate o să venim cu un musketeer. Ok, hai să vedem. Ok, musketeer. Iar acum eu voi pregăti, nu mă voi mai grăbi, e foarte important să mă grăbesc. Vreau să pregătesc arrows pentru Skeleton Army, pentru că mereu îmi face chestia asta și nu-mi place. Nu-mi place Skeleton Army, bro. Don't do that to me ever again. Bun, am și asta. Stai, bine, bine. Bun, hai să vedem cât de mult putem să pușăm. Dar nu cred că putem, n-avem cum să-i dăm 3 stele. Bun, și tipul se pare că ok, am pușat cât de mult am putut. Hai să vedem acum ne putem apăra cu are și ăla. That's not nice, asta e nașpa. Asta e o chestie nașpa ră. Nu, și Skeleton Army, frate. Ești nebun. Ești apucat. Mamă, mi-a dat și fireball. Ok, tipul e nebun. O să încerc măcar să mă apăr împotriva lui pentru a-l bate. În rest, nu cred că am ce să-i fac. E un deck bunicel, nu pot să zic că e un deck chiar foarte bun. Nu știu ce să zic, that's the thing. Da, lasă-l de acolo, că nu mă interesează cu partea aia. Da, n-am ce să zic, e un deck bunicel, dar îți poți lua... poți pierde ușor dacă are Skeleton Army, pe exemplu. Ba nu, dacă avea, știți ce? Prințul, credeți că-l băteam? Nu știu ce să zic, oricum a mers ok, am câștigat. Avem atâtea trofei la... Cât intrăm în următoarea arena? 400 intrăm în Bone Pit. E ok, nu contează. Eu am fost Alex Fletcher, mulțumesc mult de tot pentru atenția acordată, sper că v-a plăcut și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!